Omul care și-a văzut fața în apă. Sigur că imediat ne-a zburat gândul la Ioan, capitolul 9, și bucuria noastră de a învăța de la învățătorul cu mare și singurul învățător, așa cum ne-a învățat Scriptura, să nu numiți pe nimeni tată, pentru că unul singur e tatăl vostru, Dumnezeu, să nu numiți pe nimeni învățătorul vostru, pentru că unul singur este învățătorul vostru, Hristosul. De la el dorim din toată inima să învățăm cu această ocazie și anume din, din una din cele mai frumoase pagini ale Sfintelor Scripturi. Este vorba de uh, omul care s-a născut nevăzător, deci nu era vorba de pierderea vederii, ci era vorba de lipsa vederii totale. S-a născut în întuneric. Asemenea lui s-au născut milioane și miliarde de oameni pe planeta noastră în întuneric. Și Sfânta Scriptură are o făgăduință minunată. Cei ce locuiau în întuneric și în umbra morții au văzut o mare lumină. Asta este binecuvântarea la care sufletul nostru se oprește în aceste momente. Omul acesta, sigur că n-a avut nevoie de oglindă pentru că n-a putut să-și vadă fața niciodată. Bă, nu-i acum este, poate s-a pipăit. Am avut un prieten care a pierdut vederea și după ce a pierdut vederea s-au născut fiicele dumnealui. Niciodată nu știa cum arată, dar le pipăia și încerca să construiască mental imaginea lor, dar nu a știut. A mers în Germania în perioada aceea foarte grea și acolo a trecut printr-o operație și s-a întors înapoi văzând. Când le-a văzut, s-a topit de plâns. Deci și a spus el că sunteți mult mai frumoase decât mi-am putut eu imagina în mintea și sufletul meu. Omul acesta și-a văzut pentru prima dată chipul în scăldătoarea silon, în apa lacului acelui. Câteva lucruri preliminare. Pe care aș dori să le subliniem înainte de a accesa capitolul acesta, atât de plin de încărcătură. Personal, mergem împreună pe drumul acesta în Grădină, dar aici, în Grădina Aceasta Adevărului, fiecare dintre noi va simți parfumul diverselor flori, culoarea lor, suntem în Grădina Adevărului. Și fiecare dintre noi, așa cum scrie Sfânta Scriptură, avem o intrare liberă, nemijlocită de oameni sau de lucruri la adevărul, frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu pe care le vedem în această frumoasă grădină în care chiar acum. Intră. Sunt niște lucruri cu tremurătoare în acest capitol. Iisus vindecă pe un om care nu l-a rugat să-l vindece. A fost alții care au strigat, scapă-mă, Doamne, dăm vederea, capătă vederea, curățește mi lepra. El nu se raportează că ar fi spus vreun cuvânt. Aceasta însă ne spune nouă că Dumnezeu aude rugăciunea nerostită a sufletului. De câte ori am citit de, despre datornicul acela cu 10.000 de talanți, m-a preocupat foarte mult capitolul acela și continuă să mă preocupe. M-am întrebat de pe ce bază spune domnul eu te-am iertat fiindcă m-ai rugat, fiindcă omul ăsta n-a cerut iertare. N-a cerut iertarea datoriei, ci omul acesta a cerut amânarea plății. Asta e tot. Mai îngăduiește și îți voi plăti. Dumnezeu nu răspunde la ce vorbim noi sau la ce cerem, ci la ce ne trebuie nou, numărul 1 și numărul 2, la ceea ce cere în adevăr, sufletul nostru, indiferent ce spune gura noastră, El comunică totdeauna cu sufletul nostru. Omul acesta a strigat, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu i auzi glasul. Sunt oameni care nu se vaetă, nu spun, dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu aude glasul lor. Acesta a fost cazul lui. Omul acesta care a fost vindecat este o totală curiozitate din punct de vedere spiritual. De obicei se spune și s-a spus clar în scripturi că e vorba de credință. Dacă tu crezi lucrul ăsta, primești și dacă nu crezi, cine te poate ajuta? Oare omul acesta credea, credea în acela pe care nu-l cunoștea, credea în acela despre care gândea că este un om, omul acela Isus credea cu adevărat omul acesta? Greu de spus lucrul acesta, dar în același timp, greu de contrazis pe Dumnezeu care face lucrarea aceasta, dacă tu crezi, atunci este cu putință. Dacă poți, fă treaba asta. Păi, nu, dar înseamnă dacă poți, înseamnă că tu nu crezi că se poate. Și ceea ce vedem aici este faptul că Dumnezeu întâmpină pe un om acolo unde este, dar nu doar în starea aceea, ci în starea în care devine. Dumnezeu întâmpină pe un om în devenire. De aceea este imprudent să judecăm pe aproapele nostru pentru că el este o ființă în devenire și tu nu știi ce va deveni omul acesta peste puțin timp. Știți cum îl judeca Anania pe Saul din Tars și Dumnezeu îl privea în perspectivă, în devenire și așa îl privea pe omul acesta. În devenire, omul acesta era un credincios cu adevărat, care a primit pe Mântuitorul și care i s-a închinat. Un total devotament al Ființei Lui către Isus. Acesta era omul uh, uh, în devenire. Omul prezent era un om nevăzător din naștere, fără niciun fel de credință, niciun fel de rugăciune. Uh, ac acesta era omul acesta. Când a fost întrebat cine te-a vindecat. Nu știu, nu știu, a zis el. Îl cunoști? Nu îl cunosc. E omul acela Isus, dar afară de asta nu știu nimic. Că este cunoștința generală a satului. Cred și eu că există un Dumnezeu. Atât pentru cei mai mulți dintre oameni. Aceasta însă nu va împiedica niciodată pe Dumnezeu să citească în sufletul unui om drumul pe care merge și locul în care va ajunge omul acesta a ajuns să sufere persecuție pentru Isus a fost exclus din biserică, înainte de a vedea și de a cunoaște pe Isus, înainte de a crede în El și înainte de a-i se închina. El a avut aceste interviuri, l-au chemat la anchetă de mai multe ori farisei, căutând în cuvintele lui un motiv pentru a respinge pe Isus. Ei erau hotărâți din start, aveau o agenda pregătită și acum ei căutau un sprijin în cuvintele lui. Omul acesta nu este un credincios, dar este un om logic, este un om rațional. Este un om cu picioarele pe pământ, nu are prejudecăți, nu are tradiții, nu are mintea încețoșată, ci nu numai că vede cu ochii aceștia, vede cu mintea, cu ochii minții, cum spune Sfânta Scriptură. Și, între altele, el admonestează pe acești păzitori ai Credinței, pe acești străjeri, între ghilimele, ai lui Israel. Ei spun, uite argument, omul ăsta nu vine de la Dumnezeu. Păi omul ăsta nu vine de la Dumnezeu, dar lucrarea asta de unde vine? Adică poți să spui că vindecarea ochilor mei a unui om care n-a vedere din naștere este opera satanei, vrei să spui lucrul acesta? Nu îndrăznesc să -ți spun, deși în sufletul meu aș vrea să spun, dar nu îndrăznesc să spun răutatea din mine. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu păzește sabatul. A spus ei. Primul argument, acesta, acesta este semn. Dar nu vă mai interesează și ce face omul. Nu interesează nimic în momentul în care nu păzește și cum nu păzește Sabatul. E, nu păzește Sabatul așa cum păzim noi și cum credem noi că ar trebui păzit și cum zicem noi, dar nu ascultăm, bineînțeles. Doar zicem, dar nu facem că ar trebui păzit. Și deci noi. Acesta este, aceasta este trestia de măsurat. Noi și Dar dacă ați afla că el este domnul sabatului și ce ați mai spune în cazul acesta, domnii care vorbesc de sabat se ridică împotriva domnului sabatului, da? Așa, așa se întâmplă, asta este semnul. Și pentru că nu corespunde vederilor voastre despre păzirea sabatului, negați lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, nu, nu se vede limpede. Orbirea minții, orbirea conștiinței, această sinucidere a sufletului omenesc este cauzată de ura împotriva lui Dumnezeu, și de îngânfarea aceasta până la demonism, până la luciferism, a vederilor personale, a convingerilor, cărora am vrea să supunem lumea întreagă. Dar omul acesta este un om rațional. Spune așa, uite, eu nu știu dacă e păcătos sau nu, dar vreau să discutăm logic. Odată ce un om face așa ceva, deschide ochii, omul ăsta trebuie să fie de la Dumnezeu. Nu are cum să fie... Al doilea lucru, spune omul acesta, aș vrea să vă întreb ceva. Voi sunteți, vă declarați a fi păzitorii credinței, nu? Și, bun. Cum se face că voi nu știți de unde este el? Aceasta era, de fapt, marea problemă. E una dacă este de pe pământ, de Acii, de la Bethlehem sau de la Iudea sau de unde cred unii dintre ei, cercetează și vezi că n-a venit niciun proroc de acolo și așa mai departe e una să știe acest lucru și al doilea, așa altceva, să fii confruntat cu ideea că a venit de la Tatăl, de la Dumnezeu, să-i crezi cuvintele prin care spunea, am ieșit de la Tatăl, mă întorc la Tatăl. Noi nu știm de unde este omul acesta. Și atunci cel ca spune așa, uite, nu e logic, nu e sănătos ce spui. Păi dacă tu ești păzitorul lui Israel, dacă tu vezi o așa lucrare, dar tu nu știi de unde este, cum poți fi tu păzitorul lui Israel? Știi atâtea lucruri despre păzirea Sabatului, despre tradițiile tale, despre alte, știi atâtea, și nu știi de unde vine omul acesta? Dar dacă nu ai ști și ai vedea o astfel de lucrare, ce concluzie ai trage? Omul acesta spune, zice eu nu știu dacă vine de la Dumnezeu sau nu, dar Lucrarea care s-a petrecut cu mine, și știu că eram orb și acum văd cu adevărat, lucrarea aceasta care s-a petrecut cu mine îmi spune mie că el vine de la Dumnezeu. Numai un om care vine de la Dumnezeu poate să facă așa ceva. Logica lui. Nu era vorba de nicio credință. De sănătate mentală. Zilele trecute am ascultat mai multe mărturisiri ale unor oameni mari de știință și de curând. O tânără profesională mi-a spus: Lumea se îndreaptă, se întoarce la Dumnezeu. În rândul intelectualilor, tot mai mulți oameni își pleacă sufletul înaintea lui Dumnezeu și încep să se vadă zdrențele acestor concepții atee sau anti împotriva lui Dumnezeu, oamenii au început să-și vadă zdrențele sufletului. Se, se întâmplă ceva care nu a fost niciodată până acum în lumea noastră. Și omul acesta e parte din clasa aceasta. A spus, eu nu sunt credincios, eu nu l-am văzut niciodată, eu nu, nu, nu știu cine este Isus, nu am vorbit cu el, nu m-a rugat la el, nu m-am închinat la el, nu știu cine este. Dar, logic, în momentul în care se întâmplă așa ceva, trebuie să credem că vine de la Dumnezeu. Iată logica. Știința, cu toate descoperirile ei, ne-a adus în pragul credinței, și multă dreptate au avut cei care au spus că, după ce oamenii de știință vor urca până în vârful vârfului, dincolo de vârf, vor întâlni credința în Dumnezeu. Și acest lucru este atât de adevărat și se întâmplă chiar acum și chiar sub ochii noștri. L-au chemat a doua oară, au continuat investigația, însă nu au reușit. Acuzația lui este teribil de usturătoare. Cum poți fi tu conducătorul unei adunări sau unei biserici când tu nu cunoști pe Dumnezeu, tu nu știi de unde este. Fiii lui Eli, spune Biblie erau preoți ai Domnului, dar nu cunoșteau pe Domnul. Nu, nimeni să nu se împiedice în haina sau în cravata cuiva care stă în spatele unui altar sau unui amvon. Nu, aceasta nu înseamnă încă nimic. Remia spune, cel ce are ceva de spus, să spună că mă cunoaște omul acela. Dacă va spune aceasta, atunci lucrurile se schimbă cu adevărat. Acum, iubiții mei, aș dori să uh, facem o, o scurtă incursiune în acest capitol și să urmărim, să highlight, cum ziceam noi, câteva aspecte de necrezut. Ucenicii lui Iisus credeau că un om poate să păcătuiască chiar în pântecele mamei lui. Era parte din politica lor de a pune poveri, de vinovăție. Vinovăția e cea mai cumplită povară. Îmi vinovățeau poporul continuu că nu faceți lucrare de ajuns, că nu dați de ajuns, că nu sunteți de ajuns, că sunteți răi, că sunteți așa și pe dincolo. Ieri vorbeam cu un slujitor al bisericii și mi-a spus, zice, mi-a sângerat sufletul mine toată predica pe care am ascultat-o. A fost o denunțare teribilă o bazjocorie, o biciuire a fost a celor care și-au pus umărul și spatele la lucrarea lui Dumnezeu. Au fost bătuți de acela care nu face nimic pentru lucrarea aceasta. Mântuitorul spunea, puneți poveri grele asupra oamenilor, îi face să se simtă vinovați sau îi speriați cu iadul sau încercați să-i momiți cu raiul ca să-i puteți manevra și manipula și să-i puteți duce acolo unde Intenționați. Domnul nu spune, nu o să fie așa. Eu personal voi păstori sufletele lor. Așa că ei duceau povara aceasta a vinovăției chiar înainte de naștere, a păcătuit cumva până să se nască. Mântuitorul nu pierde timp întâmpinând astfel de concepții despre care chiar oamenii aceia știau că nu sunt adevărate. Niciodată nu i-a confirmat. Dacă nu te confirmă Duhul Sfânt în sufletul tău cu privire la ceea ce ai de spus, știi că nu este adevărat. Știe cugetul tău și spune în proverbe, știe, știe inima ta de câte ori tu ai făcut acest lucru și știi ce spui cu alte cuvinte. Mărturia Duhului Sfânt te ajută să spui lucrul acesta. Mântuitorul îndreaptă atenția spre marele și singurul principiu care ar trebui luat în considerare s-a născut așa pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie întrebarea vieții noastre. Este lucrul ăsta care vreau eu să-l fac sau pe care refuz să-l fac? Este spre slava lui Dumnezeu sau spre dezonoarea lui Dumnezeu? Și atunci Mântuitorul intervine personal, nu trece ca un turist sau ca un pasager simplu. Trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. În slujba lui sunt eu te întrebi întotdeauna, m-a trimis Dumnezeu pe mine să fac treaba aceasta, sunt eu chemat de Dumnezeu? Deci un om care se bagă într-o ceartă, care nu îl privește, este ca unul care ar apuca un câine de urechi. Se, se amestecă. Vino și în partea averea între mine și fratele meu, că ne certăm pe pământ, pe asta, pe fabrică, pe una, pe alta. Mântuitorul spune, eu sunt aici pentru vindecarea sufletelor voastre prin adevărul despre Dumnezeu, păziți-vă de orice fel de lăcomie. Asta e problema voastră, împărțirea averii. Trebuie să lucrez lucrările Tatălui meu și a scuipat pe pământ. Oh, Pei da, în momentul când cineva te vede și scuipă în clipa aceea, am ascultat un om lui Dumnezeu și așa mi-a umplut sufletul de lumină și de adevăr când l-am auzit spunând, Iisus nu a scuipat asupra orbului acesta, i-a pus pe ochi. Ce a scuipat asupra, nu asupra orbului, ci asupra orbirii. Când i-a atins limba cu scuipatul omului acelui, i-a atins limba împotriva vorbirii de rău, împotriva cuvintelor rău, împotriva lui. Deci gestul acesta al scuipării este arătat în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind ceva reprobabil, ceva, de, ceva care respinge, blestemă, îndepărtează, înjosește, de, clas, de, descalifică. De pe când în, în contextul lucrărilor tatălui meu pe care le face Domnul Hristos, el atacă orbirea, nu orbul. Să ținem minte lucrul acesta și să învățăm de la Mântuitorul nostru care a făcut lucrul acesta pentru omul acesta. Isus răspunde rugăciunii nerostite a sufletului lui și dincolo de aceasta îi dă acestui om posibilitatea, cum ne dă mie și ție, posibilitatea și puterea să asculte du-te la, du la scăldătoarea am, dar ce prostie e asta vorba lui Naaman să mă duc acolo și să ce, ce este asta? Dacă prostia aceasta ți-a cerut-o bunul Dumnezeu, fă lucrul acesta. nu, eu n-am putut să fac asta pentru că știți, în vremea noastră era altă, nu, nu există scuză, fiindcă în orice vreme, în orice neam, în orice generație, împreună cu cuvântul ascultării, Dumnezeu dă puterea ascultării. Aici este acest lucru, lasă fără scuză, de aceea spune Pavel, nu se pot dezvinovăți, nu există. Dacă nu se poate dezvinovăți diavolul, cu atât mai puțin se va putea dezvinovăți altcineva. El ar ști să folosească vreun argument, dacă care există vreunul, dar nu există niciun fel de scuză sau de justificare a păcatului. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine nu s-a întors la Isus, nu s-a închinat asemenea leprosului dintre cei zece, nu i-a mărturisit credința, s-a dus la vecinii, vecinii și cei care îl versetul 8, și cei care îl cunoscuseră, nu este omul ăsta care ședea acolo și, și cerșea orb, frate, fiat, uite-te ce s-a întâmplat. El este. Nu, no, nu e el, frate, nu se poate întâmpla așa ceva. Astea sunt minuni contra naturii, contra legilor naturii. Nu, no, nu discutăm cu lucrul acesta. Avem destui care au scris filozofi de șterzi, rău de tot, care au încercat să lege mâinile lui Dumnezeu, că nu are voie să facă lucrări minuni, spun dumnealor. Minunile lui Dumnezeu sunt lucrările lui Dumnezeu. El lucrează în această gamă. Cine ești tu? Cine ești tu să îndrăznești, să judești, să legi mâinile celui prea înalt, nu are voie să facă asta. El nu este Fiul lui Dumnezeu pentru că nu ține ca noi, cum am spus noi. Și cine ești tu? Cine te crezi tu, omule? vecinii ca să rezolve problema. Nu, 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 nu e el. Este o aparență. Nu e el. Seamănă, dar nu este, nu este el. Dar el însuși este martor. Nu, eu sunt. Eu sunt. Lumea mă știe am fost acolo, eu, eu, cunosc glasul vostru, auzul este mult mai ascuțit în, în nevedere. Dar, dar cum ți-a deschis ochii, frate? Ce s-a întâmplat? Ne interesează procesul. Cum se poate naște un, din nou un om? Ce mecanisme psihologice sunt pe acolo, spirituale? Cine, pe cine majoritatea? Și o mare parte, de fapt, din predicarea de astăzi se ocupă cu mecanismele de care nu ar trebui să ocupe. Cum ți-a deschis ochii? Nu, aceasta este întrebarea. Niciodată mai să înțelegi lucrul acesta. Întrebarea e cine ți-a deschis ochii? Asta e singura întrebare. Întrebarea este de unde vine cel ce ți-a deschis ochii? Cum ți-a deschis ochii, sfredelirea aceasta a minții? Isus îi răspunde lui Nicodem, nu e problema ta aceasta. Spune ucenicilor, când, când, vrem să știm anul, în ce fel de semne, cum va fi, nu e treaba voastră să cunoașteți lucrul ăsta. Treaba voastră este să fiți credincioși luminii care v-a fost descoperite. Răspunsul lui a fost simplu. Omul acela căruia îi se zice Isus, a făcut tine, mi-a mi zis, du-te la scăldătoare și m-am întors, mi-am căpătat vederea. Răspunsul este simplu, dar nu pot să spun mai mult. Atunci, unde e omul acela? Întreabă. Nu știu. Nu știu. Unde este, nu știu, dar de unde vine, știu. Au venit farisei și pentru că era o zi de sabat, ei din start au stabilit lucrul acesta. Oricine nu este ca noi, e, e de la diavolul. -au, au început investigația în comitetul lor. Ea spune ține cum a fost, ce s-a întâmplat. Am discutat cu o femeie care a căzut într-un păcat și a fost chemată de șapte ori sau de 11 ori a fost chemată la comitet și cer, i s-a cerut să repovestească actul în sine. Și i-am spus, doamnă, zic, știți că pornografia e o problemă serioasă. Dumneavoastră ați făcut pornografie cu membrii acestei comitetului. Oamenii ăștia erau preocupați de fenomen. Cum s-a petrecut așa ceva? Să, nu intru acum în niște detalii pe care dumneai ei mi le-am împărtășit acolo și am spus, da, zic ochii tăi n-au văzut că oamenii aceștia sunt însetați de poveste. Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am văzut târziu. Uh, omul acesta răspunde în cuvinte simple. Omul acela care se numește Isus. Uh, fariseii spun așa, noi suntem conștiință pentru tine, noi gândim pentru tine, noi studiem în locul tău, noi știm adevărul, noi suntem măsura adevărului. De ce? Decret. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul așa cum spunem noi. Bun. Omul uh, uh, acela... Uh, Uh, nu, nu toți, de ce a fost acolo, pentru că au fost unii dintre ei, între farisei, care spus: Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Chiar asta înseamnă spălare la creier. Asta înseamnă sinucidere intelectuală. E un păcat împotriva realității lucrul acesta. Nu se poate așa ceva. Cum poate un om păcătos să facă așa astfel de semne, după declarația voastră Și era dezbinare între ei, între farisei, deci nu există Scuză, Nu toți. Au spus acest lucru cu privire la Isus. Erau între ei oameni care au stat cu picioarele pe pământ și care s-au plecat sub greutatea dovezilor. Au spus, nu, evidența conduce la această concluzie. Erau oameni care iubeau adevărul, indiferent unde ducea el, dar erau alți oameni care ar fi preferat ca adevărul să nu ducă niciodată acolo unde duce, adică la Isus. Și suntem printre ei și noi de o clasă sau de alta. Dar atunci se întorc spre el. Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Okay, uh, investigau credința, intrau în sufletul lui uh, această închiziție uh, care din totdeauna a încercat să distrugă convingerea minții unui om și să o înlocuiască cu părerile lui Proprii. Acesta este, aceasta a fost dintotdeauna tehnologia demonică a distrugerii credinței în mințile oamenilor. Îmi spunea o persoană în vârstă: Am dus fericită la biserică și imediat m-a racolat soția pastorului, ce este. Fața aceasta. Ce este? Am ascultat o predică despre siguranța mântuirii. Se întâmplă la Viena lucrul acesta. Și atunci, o, oh, voi, asta e o idee periculoasă. Am să-ți dau o carte pentru treaba aceasta, ca să nu mai ai siguranța mântuirii, să ai nesiguranța mântuirii, să trăiești toată viața cu uh, povara aceasta în spate, cu frica aceasta. Cu at Numai atunci poți să fii ținut în stăpânire. Prin frică, prin momire, prin uh, îngânfare, tu ești singur, tu ești luceafărul de dimineață. Dar tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochi? Simplu, este un proroc. Nu l-am văzut, nu, nu, nu m-am închinat, nu știu unde este acum, dar după lucrarea aceasta este un proroc, răspunde el. Uh, iudeii nu pot să mai, nu pot, nu pot să nege lucrarea aceasta, din că omul ăsta să uită în ochii lor, nu pot să nege lucrarea aceasta, dar iau în brațe argumentul pe care l-au luat alții în capitolul 12 din Matei, când au spus lucrul ăsta bine de la satana. Cu puterea satanei scoate el pe satana afară. Mai a rămas ceva? minte, logică, rațiune, gândire, a mai rămas ceva sau deja cutia craniană este devastată, este pustită de răutatea și ura aceasta care nu e a voastră. Asta e păcatul meu. Nu e păcatul tău, e păcatul cel, autorului păcatului. Ce ca? E un corp străin acesta în ființa ta iudeii versetul 18, n-au crezut că fusese orb. Nu, no, nu, nu, frate. Simplu, nu a fost orb. Rezolvăm treaba aceasta altfel. O grupă mare de oameni stau martori unei fără, sunt martori unei fără de legi a unuia dintre conducători. Și atunci ei au vorbit cu șeful acestui conducător. Uite ce s-a întâmplat, am fost aici toți care, pe care ne vezi aici, suntem acestea, numele oamenilor care au fost martori a acestei fără de legi. Răspunsul, nu sunt dovezi, nu avem dovezi. Noi ce suntem? Sigur, când, când un om are acest, această pornire a inimii, nu, stă, nu rămâne nimic decât pornirea lui. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, dar au venit părinții lui. Când au venit părinții lui, toată lumea era acolo și auzea. Asta e fiul vostru? Da, a fost orb? Da, asta este. Și oamenii aceștia, într-o situație cumplită, care totuși, necesită mila și înțelegerea noastră, în așa hal terorizau bisericile lor și amenințau cu iadul și cu toate astea, încât dacă cineva va mărturisi pe Isus, va fi exclus din adunare și, bineînțeles că și-a pierdut sufletul, îi punem un coif de hârtie, desenăm diavol pe el și când îl ducem la rug, îi predăm sufletul diavolului că nu gândește ca noi. Nu este ca noi știm că e fiul vostru, că e fiul nostru, a spus e, și s-a născut orb. Acesta e lucru. Dar vă rugăm, nu ne întrebați pe noi, că noi nu vrem să, să fim excluși. E adevărat că bucuria unor părinți de a vedea un copil nevăzător trebuie să fie foarte mare. Însă nu a fost mai mare decât frica de a fi excluși din adunarea aceasta. Părinții lui, versetul 22, părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, fiindcă iudeii hotărâseră să excludă pe oricine va mărturisi pe Isus. De aceea au zis părinții lui în vârstă, întrebați-l pe el, nu era acesta adevărul, era pretextul. Farisei nu reușesc să obțină nimic nici pe calea aceasta, dar nu renunță la hotărârea lor că Isus nu vi este Fiul lui Dumnezeu și nu vine de la Dumnezeu. Lucrul acesta, prejudecata, care nu poate fi dezintegrată, mai ușor se întâmplă aceasta la nivel de atom sau de asta, dar nu la mintea unei om Odată ce, ce un om s-a lăsat victimă a prejudecății, cu greu va scăpa din lucrul acesta, dacă va mai scăpa vreodată. El lasă urme. Și dacă scapă un om de prejudecățile lui, va avea de luptat cu ele toată viața. Ele încearcă să revină și încă vin cu întăriri, șapte plus unu. Dă slavă lui Dumnezeu, după ce credincioși oameni, noi, eu, noi știm că omul acesta e un păcătos. Așa cum făcea un domn într-o adunare. Să nu vă mai spun eu, lăsați, eu știu anumite lucruri. Și persoana aceasta care vorbea așa ceva era un adulter, de acela care n-ar trebui lăsa liber pe stradă. Încă este. Noi știm noi știm cine sunteți noi aceștia. Noi. El a răspuns. Dacă este un păcătos, nu știu. Ce măsură, măsurători aveți dumneavoastră, aceasta nu știu. Una știu. Era morb și acum văd. Vi se pare clar lucrul ăsta? Vedeți cu ochii ce văd și eu? Iar îl întreabă, bine, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii ca să vadă unde pot să introducă pe Lucifer, să spună, vezi, uite, cu, cu puterea diavolului, trebuie să fie un, un detaliu, chestia cu sabatul nu a prins. Dar încercăm altele, nu ne lăsăm, nu abandonăm, luptăm până când în cele din urmă reușim să așezăm întunericul peste ochii tuturor oamenilor. Înainte aveam un orb, acum o să-i orbim pe toți cu privire la Isus. Aceasta e ceea ce făceau ei acolo. Cine rătăcește pe un orb, spune Sfânta Scriptură, va trebui să răspundă în prezența lui Dumnezeu. Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Păi, n-am vorbit odată, spune, le spune Dumnealui, are o autoritate nemaipomenită de pentru că a stat în, proximitatea lui Isus. Nu v-am spus despre... Acum v-am spus, adineare am vorbit despre treaba aceasta și nu ascultați. De ce n-are unde să intre? Că e sufletul plin de altceva. N-ați ascultat. De ce voi să mai auzi o dată? Dar ați vrea să deveniți cumva ucenicii lui Iisus? oh Pucăitule, nenorocitule, pleacă de la... Ei l-au ocărât și au zis, tu, tu, oh, de parte de... Tu ești ucenicul lui. Amin. Așa este. Sunt ucenicul lui și voi trăi și voi muri ca ucenic al lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Serios, spune Scriptura, sunteți ucenicii, sunteți ucenicii lui Moise? Păi Moise a vorbit despre mine. Dacă ați fi ucenicii lui Moise și l-ați crede pe Moise, ați vedea că tot ce este scris în Scripturi este scris despre mine. În ce fel sunteți voi ucenicii lui Moise când voi sunteți împotriva aceluia despre care a vorbit Moise? Observați ce înseamnă influența satanică asupra unei minți. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este fraza nu are coerență, e manipulare, e spălare de creier. Deci vorbim așa. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar știm că nu i-a vorbit acestuia. Asta ar fi fost o frază corectă. Dar să spuneți, știm că a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este, ce legătură e de unde este cu a vorbit lui Moise. Acesta este procesul de manipulare a minților și de a-i face pe oameni să ajungă să vadă și să creadă ceea ce manipulatorul ar dori să facă. Și atunci, omul acesta nu poate fi manipulat. El a văzut pe cel nevăzut și a văzut echipul văzut al celui nevăzut pe Mântuitorul nostru în lucrarea pe care a săvârșit -o asupra lui. Aici, mirarea spune el, voi nu știți de unde este. Și totuși, el mi-a deschis ochii. Ce fel de păzitori ai credinței sunteți voi? Ce fel de conducători sunteți voi când voi nu știți de unde este acela care deschide ochii oamenilor? Nu cumva voi sunteți niște impostori, nici de cum conducători. Și le țin o scurtă predică. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui pe acela, îl ascultă. Trebuie puțin o mică pauză aici la cuvintele lui, dacă Dumnezeu ne ascultă pe păcătoși. Da, Dumnezeu ascultă strigătul păcătosului de eliberare și tu ai fost și ești un păcătos și strigătul sufletului tău a fost auzit în privința aceasta. Dar în privința săvârșirii lucrării acesteia, autorul lucrării acesteia, semnătura de pe lucrarea aceasta este semnătura lui Dumnezeu. Dumnezeu a ascultat glasul păcătosului. Dar în același timp, Biblia spune că Dumnezeu nu împlinește dorința celor răi pentru că le-ar face și mai rău. La aceasta s-a referit omul acesta, ceea ce arată că lucrarea era bună, sfântă și dreaptă și venea de la Dumnezeu. Aceasta a vrut el să spună. De când e lumea, haideți să gândiți, fiți, fiți oameni, o clipă, nu mai fiți diavol și nu mă nu mai dați îngeri. Fiți oameni, așa spune Biblia. De când e lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Nu, de când e lumea. Acum uitați-vă logica. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Numai, numai, Dumnezeu poate face așa ceva, până și, până și vrăjitorii, acești oameni care lucrează cu diavolul, până și vrăjitorii au spus aici e degetul lui Dumnezeu, dar farisei nu. Farisei n-au spus, ia, e adevărat, e degetul lui Dumnezeu. Omul nu dezbătea cristologie cu ei, ci el întreba dacă o astfel de lucrare, deschiderea ochilor, poate veni de la diavol sau vine de la Dumnezeu. Dacă n-ar veni de la Dumnezeu, spune el, logică, n-ar putea face nimic. Și atunci răspunsul lor din nou nu are legătură cu subiectul, continuă să manipuleze oamenii ca să-l aducă pe omul acesta acolo unde erau ei, în întuneric și în umbra morții. Vreau să-l tragă înapoi și mai jos de șapte ori. Tu ești născut cu totul în păcate, au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Acesta a fost dialogul grozav al lui John Newman cu autoritățile catolice care s-au simțit foarte iritate când li s-a spus să consulte poporul, să întreb, poporul, să întrebăm adunarea. Ce... Noi suntem stăpâni aici, noi facem ce vrem, noi, noi predăm și ei învață și. Dar nu numai cu John Newman, și cu uh, frații catolici s-a întâmplat lucrurile acestea, ci în fiecare biserică și uh, în diverse locuri pe pământ, sunt oameni al că, a căror autoritate supremă este propriul lor eu. Sunt oameni care nu acordă nicio importanță, nicio semnătate poporului, îl disprețuiesc în adâncul sufletului lor, S -s, trage cu tunul ei că sunt proști, Maria ta. Iubiții mei, omul acesta al lui Dumnezeu era un om din popor, dar era un om cu Dumnezeu. Dacă n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut în păcat și vrei să ne înveți pe noi exclus. Cât sunteți pentru și toată și l-au exclus ca să îi stingă mărturia lui despre Isus. Urmează cel mai frumos episod. l dat, Iisus a auzit că l-au dat afară, a auzit, aude despre fiecare caz din acesta. Sunt oameni care cred că Dumnezeu e surd. Se întâmplă că nu. Sau orb. Nici atât. Dacă ar fi orb, n-ar putea să vindece ochii orbilor. Sau dacă ar fi surd, nu putea să vindece pe cel care era surd. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi un în Fiul lui Dumnezeu? Nu i-a spus, pune mâna să crezi. Te întreb. Adică ai libertatea să spui. Omul nu înghite așa, nemesteca, în nu este un credul. Omul este necrezător, spune Biblia, înghite orice și el a răspuns, cine este acesta ca să crede în el? Nu știe că stă în prezența Fiului Dumnezeu. Cine este acesta ca să cred în el? Vreau să văd, vreau să constat, vreau să cercetez și după aceea îmi voi manifesta credința. Uite-te bine la mine, l-ai și văzut, i-a zis Isus, și cel ce vorbește cu tine, acela este aceeași expresie care a fost pusă la fântână. Cel ce vorbește cu tine. Când l-a privit, nu a trebuit o altă evidență, omul a spus, cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Și atunci Mântuitorul rostește concluzia. Informatorii erau acolo, urechile ascuțite. Totdeauna Iisus a fost însoțit în fiecare clipă de ei, de aceea le-a și spus la judecată, tot ce am făcut a fost public. Nu știți că voi ați dat note informative, toate pentru orice fel de cuvânt care a fost rostit acolo, sunt unele lucruri atât de proaste și prostești în arhivele securității, informații care le-au dat acești informatori, încât arată că gradul lor de dezumanizare era foarte, foarte adânc. Omul acesta a mărturisit credința și s-a închinat, după care Iisus spune concluzia aceasta. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca ceea ce nu văd, cum ai fost tu, spre exemplu, și cu mine, să vadă și cei ce văd, care spun, nu, noi nu avem nevoie de vindecare, noi nu suntem orbi. Noi nu suntem orbi. Ei nu o recunoscut. Cum să vindeci ochii unui om care nu este orb? farisei care au lângă el cu urechea, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Deci ce va deranja chestia asta? Este ca un nerv descoperit, a fost atins și uh, simțeau lucrul acesta, înțelegeau, dar sigur, uitați reacția. Dacă ar fi fost, Mântuitorul a spus, dacă erați orbi și dacă nu vedeați adevărul în ceea ce am spus, n-ați fi avut vină, v și vindecat, exact cum am vindecat pe omul acesta care nu știa cine sunt dacă ați fi mărturisit adevărul acesta. Dar acum ziceți, nu suntem orbi, de aceea, acum ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne, orbirea rămâne în locul ei, păcatul și de aici moartea continuă să și îndeplinească lucrarea lor, nu în mod fatal, ci prin alegere. Mărturia lui Isus este dată ție, și mie. Uită-te atent la viața ta și nu spune, nu, nu am văzut pe Dumnezeu. Dacă te întreabă cineva, nu, spune l-am văzut. L-am văzut acolo unde s-a întâmplat lucrul acesta. Uită-te cu băgare de seamă la ceea ce se întâmplă în viața ta și atunci vei vedea și vei înțelege că l-ai văzut. El este acolo și El este acela care a lucrat aceste lucruri. De câte ori ne uităm înapoi, punem lucrurile cap la cap și spunem aici a fost degetul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu putea să pună aceste lucruri împreună. De aceea, împreună cu omul acesta, să mărturisim și noi. Cred, Doamne, și să ne închinăm. Îți mulțumim, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta pentru bunătatea și îndurarea Ta. Fie harul tău peste sufletul nostru și eliberează-ne de tot ceea ce ne ține în întuneric și în umbra morții. Îți mulțumim, Doamne, că ai disprețuit și ai aruncat suferința noastră și ai vindecat pe suferind. Ne închinăm înaintea ta și așteptăm ziua mântuirii, Doamne Dumnezeul nostru, când credința noastră va deveni realitate vizibilă. Ne închinăm și îți mulțumim în numele iubirii tale, al jerfei tale și al faptului că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Amin.